Succesiunea sau moștenirea, cum îi se mai spune acestui termen juridic, reprezintă procedura legală încheiată la notar pentru stabilirea moștenitorilor unei persoane decedate. Aceasta este reglementată de codul civil și reprezintă modalitatea prin care familia poate beneficia în mod legal de bunurile rămase după decesul unui membru al ei. În cazul în care nu există un testament care să prevadă altceva, moștenirea legală reprezintă calea prin care bunurile materiale, conturile și lichidurile lichiditățile sunt împărțite în funcție de gradul de rudenie, fiecare succesor primind cota care îi se cuvine. Iată care sunt documentele necesare cerere tip certificat de deces în original al persoanei pentru care se face succesiunea, certificat de atestare fiscală care atestă că persoana decedată nu are datorii la bugetul local sau la bugetul de stat, certificat de naștere și căsătorie pentru soțul supraviețuitor, după caz, certificat de naștere și de căsătorie după caz, dar și alte acte de identitate pentru moștenitori, acte de proprietate pentru bunurile lăsate moștenire testament, în cazul în care există unul, acte de identitate moștenitori. Persoanele care au drept la succesiune sunt moștenitorii legali, aceștia fiind clasificați astfel. Clasa 1. Soțul supraviețuitor, descendenții, copiii de functului, copiii copiilor acestora și așa mai departe, fără limitare cu privire la gradul de rudenie. Clasa 2 și a 3. Ascendenții, Părinții, bunicii și așa mai departe. Clasa a patra, colateralii, până la gradul al patrulea inclusiv, unchi, mătușei de functului, veri primari și frații și surorile bunicilor de functului. Dacă există rude din clasa 1 și acestea nu renunță la drepturile lor, rudele aparținând celorlalte clase nu au drept de moștenire legală. Averea unei persoane decedate se împarte egal între rudele din aceeași clasă și același grad de rudenie. Totuși, fiecare clasă de moștenitor trebuie să împartă moștenirea cu soțul supraviețuitor. Un lucru important de menționat este că succesorii moștenesc nu doar drepturile persoanei care a încetat din viață, cât și obligațiile financiare ale acestuia. În lipsa sa moștenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei, orașului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data deschiderii moștenirii. De reținut că succesiunea prevede transferul către moștenitori nu doar a bunurilor imobile și mobile, ci și a obligațiilor defunctului, impozite taxe datorii.